Scade interesul pentru evenimentele de la CEC. Transmite doar camera lor sau poate doar înregistrează. Să vedem ce discută ei azi. Stimați colegi, ședința este deliberativă. Suntem 6 din 9 membri, vă rog propunerea la ordine de zi. 18 chestiuni se propun în atenția comisiei pentru ședința de astăzi. Propuneri? Cine este pentru aprobarea ordinii de zi în redacție propusă, rog să votăm. Mulțumesc, 6 voturi pro. Pentru procesul verbal, domnul Modrângă, domnul Rădăcan, domnul Simeonov, domnul Mihai Lipsesa. Încep că cu dar și se vor la doar ședinței, dar nu e mai târziu. Vreau să mă chideți la sală. Prima chestiune ține de convocarea în prima ședință a Consiliului Monici Palchișină, raportor Cioca. În compromitate cu privire de legislație în vigoare și pornind de la hotărârea judecării să producem cu Monici Palchișină, din data de 13 iulie 2015, care a fost în data de ieri lăsată în vigoare prin hotărârea Curții de Apel, Chișinău, precum și pornind de la legea Ministerului Publice Locale, regulamentul cadru privind constituirea și funcționarea Consiliilor Locale și Regionale, se propune următorul proiect de hotărâre. Se convoacă pentru prima ședință în data de 28 iulie 2015, ora 10, consilierii, de fapt, din Consiliul Municipal Chișinău. Se propune ca prezentă hotărârea să intre în vigoare în data adoptării, să fie publicat pe pagina web și în monitorul oficial. Pentru procesul verbal, domnul Simeonov s-a alăturat ședinței. Și nu vreau. Da, de atâta. Deci, 8 membri prezenți în sală. Stimați colegi, dacă sunt întrebări, sunt disponibili să răspund. Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de redacție propusă, rog să vădă. Vă mulțumesc. 8 voturi pro. Proiectul este aprobat. În continuare avem de aprobat atribuiri de mandate. Pornim de la atribuirea unui mandat de consilier, în Consiliul Sătesc Roșcai în Elina. Vă rog, domnule. Stimați colegi, ca și la ședința precedentă, precizez că toate proiectele prezentate, că ce urmează de prezentate, sunt, au la bază cererile de demisie a unor consilieri în diferite consilii locale, plecând de la faptul incompatibilității funcțiilor aleșilor locale. Deci, propun să ridicăm în legătură cu cererile de demisie mandatul consilierului Vizdoga Vladimir, ales pe lista PCRM, și să atribuim mandatul vacant candidatul suplent Bahov Ivan pe lista același concurent electoral. Stimați colegi, vă rog întrebări. Cine este pentru aprobarea acestui proiect, rog să votăm. Vă mulțumesc, 8 voturi pro, proiectul este aprobat. În continuare.